Fetița cu chibriturile de Hans Christian Andersen. Era un cer grozav, ningea și începuse a nopta. Era ajunul anului nou. Pe fricul acela și pe întunericul acela mergea pe stradă o piată fetiță cu capul gol și cu picioarele coale. Avusese ea doar niște papuci când plecase de acasă, dar nu-i folosiseră mult. Erau niște papuci mari pe care mama ei îi rupsese aproape și erau așa de largi pentru ea, încât mititica îi pierdu grăbindu-se să treacă o stradă unde cât pe aici era să fie strivit între două trăsuri. Unul din papuci nici nu-l mai găsise, iar celălalt îl luase un băiat care zicea că vrea să facă din el leagăn pentru copilul lui când o avea și el unul. Fetița mergea cu picioarele ei coale, roșii vinete de frig, și în șorțul ei vechi ținea strâns un vraf de cutii cu chibrituri și mai avea și în mână o cutie. Fusese o zi rea pentru dânsa, nimeni nu-i cumpărase în ziua aceea nimic și n-avea prin urmare niciun ban și era foame și frig tare. Iată, fetiță! Fulgii de zăpadă cădeau pe părul ei lung și bălai care se încrețea frumos pe lângă ceafă, dar nu se gândea ea acum la părul ei creț. Luminile străluceau pe la ferestre, miros de fripturi se răspândea în stradă, era ajunul anului nou. Iată la ce se gândea ea. Se opri și se chemui într-un colț dintre două case, din care una ieșea în stradă mai mult ca cealaltă. Își strânse piciorușele sub dânsa, frigul o pătrundea din ce în ce mai mult și totuși nu-i venea să se ducă acasă. Aducea înapoi toate chibriturile și niciun bănuț măcar, tatăl său are s-o bată. Și afară de asta și acasă nu era tot așa de frig, ei locuiau tocmai sub acoperiș și vântul sufla în voie, cu toate că fuseseră astupate crăpăturile cele mari cu paie și cu trențe vechi. Mânuțele ei erau aproape înghețate de frig. Un chibrit aprins le-ar putea face bine. Dacă ar îndrăsni să scoată unul, numai unul din cutie, să-l scârie de zid și să-și încălzească degetele. Scoase unul. Hârști, cum mai trosni și cum se aprinse. Chibritul ardea ca o lumânărică. Ținu mânuța deasupra flăcării. Ce lumină ciudată! I se păru fetiței că stă lângă o sobă mare de fier care avea deasupra un capac lucios de aramă. Înăuntru ardea focul și era așa de cald. Dar ce oare asta? Fetița își întindea acum piciorușele ca să și le încălzească și pe ele. Flacăra se stinse și soba pieri. Fetița rămase stând cu rămășița de chibrit în mână. Hârșcăim un altul, care se aprinse, străluci și zidul în care bătea lumina se făcu străveziu ca o pânză subțire. Fetița putu vedea până într-o odaie unde era o masă acoperită cu o față albă pe care sclipeau porțelanuri subțiri. În mijloc era o gâscă friptă umplută cu prune și cu mere ce răspândeau un miros plăcut. Și lucru de necrezut, deodată gâsca se ride pe masă și veni cu furculița și cuțitul în spinare până la biata fetiță. Chibritul se stinse și nu mai avu în fața ei decât zidul rece și gros. Mai aprinse încă unul. Deodată se văzu șezând sub un pom frumos de Crăciun. Era mult mai mare și mai împodobit decât cel văzut prin geamuri la negustorul cel bogat. Mii de lumânărele ardeau pe crengile verzi și poze de tot felul ca cele ce împodobesc ferestrele prăvăliilor păreau că îi zâmbesc. Fetița ridica amândouă mâinile. Chibritul se stinse. Toate lumânărelele din pom se înălțau tot mai sus, tot mai sus și a văzut deodată că luminițele acelea erau stele. Una din ele căzu și trase o dungă mare de foc pe cer. A murit cineva, își zice micuța. Căci bunica ei, care fusese foarte bună pentru dânsa și care acum nu mai trăia, îi spusese adesea: când cade ostea, un suflet se înalță la Dumnezeu.
mai trase încă un chibrit pe zid și se făcu o lumină mare, în mijlocul căreia era bunica ei în picioare și era așa de strălucitoare. O privea blând și duios. Bunică, strică fetița, ia-mă cu tine. Când s-o stinge chibritul, știu că n-o să te mai văd. Ai să pierzi și tu din fața ochilor mei, ca și soba de fier, ca și gâsca friptă, ca și frumosul pom de Crăciun. Și aprinse repede toate chibriturile ce-i mai rămăsese în cutie, căci voia să vadă mereu pe bunicuța ei. Se făcu o lumină ca ziua. Niciodată bunica nu fusese așa de frumoasă, așa de mare. Ea luă pe fetiță în brațele ei și amândouă zburară vesele în strălucirea aceea. Așa sus, așa sus, și nu mai era acolo nici frig, nici foame, nici griji. Erau la Dumnezeu. Dar în colțul dintre cele două case, când se lumină de ziua, zăcea pe jos fetița cu obrajii roșii, cu zâmbetul pe buze, moartă, moartă de frig, în cea din urmă noapte a anului. Ziua anului nou o găsi acolo zgribulită cu grămăjoara ei de cutii cu chibrituri, din care o cutie fusese arsă. A vrut să se încălsească, zise cineva. Nimeni nu știu ce frumuseți văzuse fata și în ce strălucire intrase împreună cu bunica în ziua anului nou.